270 de elevi din tot județul au participat la prima fază a concursului național de matematică Euclid, găzduită de Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Competiția le oferă elevilor posibilitatea de a-și testa cunoștințele, de a-și identifica și îndrepta punctele slabe din pregătirea curentă. Este a doua oară când particip la concursul Euclid de matematică. Anul trecut am participat la faza a treia. Am fost aproape să obțin o medalie de bronz, dar anul acesta am așteptări mai mari. Anul trecut acest concurs a fost unul de prestigiu ca în fiecare an. Sunt convinsă că și anul acesta concursul se va ridica la nivelul așteptărilor noastre. Premiile sunt substanțiale la etapa finală. Am învățat foarte mult. Am încercat să mă ridic la nivelul așteptărilor profesorilor. A început proba. Cum ți se pare până acum? Destul de ușoară. Timp de aproape 3 ore, elevii au trebuit să găsească soluții la cele mai diferite exerciții și probleme de algebră și geometrie. Este un concurs de o dificultate medie spre foarte dificil. E un concurs foarte util elevilor, deoarece subiectele sunt concepute în stilul testărilor naționale. Lucrările vor fi corectate în județ, iar cele mai bune dintre ele vor fi trimise la București pentru verificare. Cei mai buni elevi care participă la cele 3 etape ale concursului vor fi răsplătiți cu medalii și premii. Medaliații se vor califica la faza națională a competiției.